Bună seara, domnilor și domnilor, și bine m-am regăsit la o ediție Evenimenta punctului culminant. Ministrul Alexandru Rafila va fi imediat în direct alături de noi. Este-l și salut cu această ocazie. Bună seara, domnule ministru, vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Bună seara. Profesorul Rafila face, domnilor și domnilor, anunțuri importante. Aflăm împreună dacă începe un nou val de COVID sau încă îl trăim pe cel vechi pe care nu l-am terminat. Întrebarea de bază este dacă se reintroduc restricțiile, domnilor și domnilor. Ce se întâmplă și cu stocul de iod pentru populație, veți vedea anunțul oficial al Ministrului Sănătății. În această seară discutăm evident și despre riscul nuclear și biologic în războiul din Ucraina. Totul despre substanțele toxice din Ucraina și în ce măsură ele afectează populația României. Ministrul Alexandru Rafila vine în această seară cu răspunsurile oficiale ale statului român. Iar președintele SUA anunță noua ordine mondială. Ce state se vor alătura Statelor Unite în această nouă construcție și ce se va întâmpla cu România în noul context, veți afla în această seară. Discutăm evident și despre reuniunea extraordinară a statelor NATO și veți vedea informațiile serii din comandamentul Alianței Nord-Atlantice. Ajungem firesc și la scandalul simulării penei de curent în România. Vom suna în direct încă o dată și încă o dată și încă o dată pe Raed Arafat. Veți vedea întrebările la care Raed Arafat trebuie să răspundă. În ce măsură o va face, vedeți în momentele următoare. Și vă prezint pe larg minciuna în care tărăște Arafat instituțiile statului. De ce s-a enervat comandantul acțiunii și a atacat postul nostru cu minciuni ordinare? Ce ascunde Arafat despre simularea penei de curent și care sunt mesajele din telefonul comandantului acțiunii? Veți vedea în direct dovada manipulării. Și totodată vă prezint avertizmentul Austriei despre pana majoră de curent de care se sperie toată Europa. Ce a făcut Raed Arafat medicului Monica Pop, profesor universitar dr. Monica Pop, face dezvăluiri uluitoare în această seară. Și circ spectaculos la caseria Parlamentului cu George Simion. Veți vedea teancurile cu bani pentru parlamentari. Sunt imagini unice, domnilor și domnilor. Avem transmisiuni speciale de la toate evenimentele acestei seri. Acestea fiind spuse, dați-mi voi să prezint invitații, să le mulțumesc că sunt împreună cu noi. Încă o dată îl salut pe Ministrul Sănătății, profesorul dr. Alexandru Rafila. Bună seara, domnule ministru, mulțumesc că sunteți cu noi. Avocatul Gheorghe Piperea, bună seara, domnule avocat, vă mulțumesc și dumneavoastră. Bună seara. Jurnalistul Răzvan Savaliuc alături de mine în studio. Domnule și domnilor, mulțumesc, Răzvan, pentru prezență. Generalul Corneliu Dobrițoi, a fost ministru al Apărării Naționale. Bună seara, domnule ministru. Seara bună la toată lumea. Nu în ultimul rând, analistul militar și specialistul în tehnică militară, Aurel Cazacu. Bună seara, domnule Cazacu. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Breaking news. Domnilor și domnilor, după cum v-am și anunțat, îl avem alături de noi pe profesorul Alexandru Rafila, iar în această seară, un pic mai târziu, vă voi prezenta în exclusivitate un caz școală de abuz al unui înalt demnitar al statului. Îl voi suna în direct, cum am mai făcut-o și pe Raed Arafat, sper să și răspundă de această dată și eventual să și răspundă întrebărilor noastre, care sunt și ale dumneavoastră. Dacă o va face, va fi o confruntare pe argumente așteptată de o țară întreagă. Șeful DSU, secretar de stat la interne, este invitat public să intre în direct în această emisiune. Va fi alături de noi și profesorul universitar Monica Pop, v-am și spus acest lucru. Veți vedea, vă asigur, adevărata față a hărțuitorului România TV, cel care nu s-a sfiat să-și atace și colegii de breaslă în pandemie și să propună măsuri administrative punitive împotriva lor. Și vă voi prezenta mesajele disperat amenințătoare transmise de dr. Arafat în crucea nopții colegului nostru Costin Soare. Mesaje pe care fondatorul Smurd le-a șters ulterior, dar pe care, surpriză, le avem salvate. Acestea fiind spuse, breaking news. Incendiu puternic în capitală la un mare centru comercial din sectorul 5, după ce acoperișul a fost cuprins de flăcări. Zeci de oameni au fost evacuați de pompieri. Mai mulți salvatori au intervenit pentru stingerea incendiului. Vine cu detalii colega mea, Bianca Chivu, aflată la fața locului. Bună seara, Bianca, te ascult.
Bună seara, bun găsit tuturor! Un incendiu puternic a izbucnit astăzi la intersecția 13 septembrie cu Mihail Sebastian. După cum puteți vedea și în imagine, a fost o întreagă desfășurare de forțe aici, întrucât incendiul a izbucnit la un complex comercial. S-au chinuit pompierii mai bine de 2 ore și jumătate să stingă incendiul, întrucât din cauza vântului foarte puternic, flăcările s-au propagat foarte rapid. Din primele informații, vorbim despre aproximativ 800 de metri pătrați care au fost, iată, afectați în urma acestui incendiu, iar la fața locului au venit de urgență 27 de autospeciale de stingere, 2 mașini de descarcerare și mai multe mașini de salvare, întrucât au încercat, iată, salvatorii să scoată, să evacueze cât mai repede toate persoanele care se aflau în interior în momentul în care a izbucnit incendiul. Până în momentul de față, anchetatorii au stabilit că incendiul a pornit cel mai probabil de la bucătăria restaurantului care se afla aici la ultimul etaj, însă după cum puteți vedea și în imagini, întreaga clădire a fost distrusă și după, iată, ore în șir în care pompierii s-au luptat cu flăcările au reușit să stingă incendiul, însă se vor face cercetări aici la fața locului, vor veni mâine dimineața anchetatorii și vor încerca să stabilească cu exactitate cauza producerii acestui incendiu. Peste 5.000 de cazuri de COVID noi astăzi, cu 2.900 aproximativ, mai multe decât în ziua precedentă. Domnule doctor, încep abrupt, vine valul 6, auba. Da, bună seara încă o dată. Nu e vorba de valul 6, este vorba despre continuarea acestui val 5, care, datorită faptului că lumea a simțit această eliberare, dacă vreți, legată de orice fel de precauții, începând cu data de 9 martie, s-a intensificat transmiterea. Nu ne aflăm, am auzit la acest comentariu dumneavoastră la început, apropo de restricții. Cred că perioada restricțiilor a trecut. Ne aflăm mai degrabă în perioada în care responsabilitatea, informarea corectă, atitudinea corectă sunt răspunsul la acest val. Noi, din punct de vedere al Ministerului Sănătății, continuăm aceeași activitate, testare, încurajăm testarea, centrele acelea ambulatorii de evaluare și de tratament al pacienților funcționează, deci am păstrat toate măsurile medicale care să nu ducă la o creștere a numărului de cazuri grave și de decese. Asta ne interesează în primul rând. Excludeți, după formularea pe care ați făcut-o, reintroducerea oricăreia dintre restricțiile care au fost în vigoare până acum, indiferent de numărul celor care se vor infecta? Domnul Ciutacu, eu nu exclud nimic în mod evident, dar având în vedere că propunerea noastră de ridicare etapizată, dacă vreți, acestor restricții care ar fi controlat poate mai bine numărul de cazuri, și nu mă refer la restricții propriu-zise, ci pur și simplu la utilizarea măștii în spațiile interioare și mijloacele de transport în comun. Astea erau practic toate restricțiile, dacă vreți să le spuneți așa, la care ne refeream noi. Cred că ar fi fost un lucru bun pentru că ar fi încetinit transmiterea. Acum ne aflăm din nou la o rată de reproducere a infecției în jur de 1 și probabil să depășim și această cifră de 1. Deci ne așteptăm la un trend ascendent. A fost semnalat în ultima săptămână. Important este să ținem sub control încât această creștere să nu devină îngrijorătoare. Instaurarea unor restricții, cum spuneți dumneavoastră, depășește competența și puterea, dacă vreți, Ministerului Sănătății. Noi ne referim la partea profesională care ține de asigurarea diagnosticului, evaluării, tratamentului și informării regulate a populației. Avem în fiecare zi un buletin informativ deosebit de, dacă vreți, cu foarte multe amănunte. Toată lumea poate să înțeleagă, să vadă care este evoluția. Continuăm într-un mod constructiv în care să recomandăm oamenilor, atunci când se află în zone închise, aglomerate, în autobuze, în mijloace de transport, alte mijloace de transport, să încerce să folosească masca, să fie distanțați atunci când pot și să se spele pe mâini. Nu cred că sunt restricții, sunt pur și simplu
elemente de siguranță individuală. Și cine s-a opus perpetuării acestor măsuri de siguranță individuală, domnul ministru? Până la urmă, dumneavoastră sunteți guvernul, dumneavoastră reprezentați Ministerul Sănătății, parte integrantă a Guvernului României și principala instituție care trebuie să se ocupe de zona asta. Dar nu e vorba că cineva s-a opus, e pur și simplu nu s-a mai prelungit starea de alertă care permitea utilizarea sau impunerea, dacă vreți, utilizării măștii în interior. Nu e vorba că cineva s-a opus, pur și simplu nu s-a mai prelungit această stare de alertă prin hotărârea Guvernului României și implicit toate elementele pe care le aveam la îndemână au dispărut. Ne bazăm în continuare pe, cum vă spuneam, pe responsabilitate, pe informare. Poate că o să avem mai mare succes, pentru că uneori măsurile care par coercitive sunt mai greu de acceptat decât cele care implică o responsabilitate individuală, și aici cred că și presa poate să ne ajute mai mult decât a făcut-o în trecut, pentru că nu mai e vorba de obligație, e vorba despre o măsură preventivă. Domnule ministru, odată cu ridicarea stării de alertă, au dispărut și o sumedenie de, hai să spunem, prevederi legale care au funcționat strict în cazul stării de alertă, care au permis sistemului de sănătate mai multe cheltuieli pentru tratarea acestei boli, mai multe angajări pe perioada determinată a stării de alertă și așa mai departe. În cazul unei nefericite explozii. Și chiar în cazurile de față, în care totuși 5.000 de oameni noi infectați pe zi, nu reprezintă puțin într-o țară ca România. Aveți asigurat, pe de o parte, personalul necesar tratării bolnavilor și, pe de altă parte, necesarul financiar pentru acoperirea cheltuielilor? O să vă răspund pe rând. În momentul de față a fost aprobată în Parlament legea care permite continuarea angajării persoanelor care au fost angajate strict pe perioada stării de alertă. Această lege a fost aprobată de Parlament și urmează să fie promulgată în perioada următoare. E foarte important, oamenii care și-au dovedit competența, dedicarea, dacă vreți, în timpul pandemiei, să poată să continue să lucreze în sistemul de sănătate. Absolut firesc. Fie că discutăm de Direcția Sănătate Publică, fie că discutăm de spitale. Pe de o parte, iar pe de altă parte avem în momentul de față un proiect de ordonanță de urgență care va intra rapid în atenția Guvernului ca să poate să fie aprobat și, bineînțeles, ulterior trimis Parlamentului pentru a fi aprobat prin lege, care asigură aceste resurse, asigură finanțarea spitalelor. A existat o mare îngrijorare legată de finanțarea spitalelor care au tratat pacienți infectați COVID. Și am asigurat finanțarea similară în perioada anterioară până la 30 septembrie, încât trecerea graduală la o activitate normală care presupune și alte servicii medicale. Vă dau un exemplu simplu de la mine, de la spital, de la Matei Balș. Vă dați seama că noi vrem și trebuie să tratăm și alți pacienți cu boli infecțioase, nu numai infectați cu noul coronavirus. Din fericire am putut să redeschidem și pavilionul 5, acela care a trecut printr-un incendiu. Da. Și da, e o veste foarte bună. Două dintre etaje sunt funcționale, în curând intră și al treilea în funcțiune. Și lucrul ăsta cred că va permite și diversificarea serviciilor, încât spre sfârșitul anului spitalele din România care au tratat pacienți COVID să intre într-o formulă apropiată de cea a anului 2019, când nu aveam această problemă. Domnule ministru, odată rezolvate aceste probleme, România riscă să se confrunte, dată fiind proximitatea unui război care se desfășoară aici lângă noi, cu alte probleme. Și îngrijorările majore ale populației sunt dincolo de faimosul buton roșu nuclear, vin de, pe de o parte, de la pericolul radiațiilor care ar putea fi scăpate de sub control din centralele nucleare de care Ucraina încă beneficiază cu asupra de măsură, respectiv, pe de altă parte, de la norul toxic de fum
generat de exploziile masive din țara vecină. Și vă întreb, și nu în ultimul rând, evident, de la arma chimică, spaima ultimelor zile. Și vă întreb, atât în calitate de gestionar al sistemului de sănătate, cât și mai ales în calitatea noastră de specialist, de astăzi microbiolog, în ce măsură există temeri serioase la care probabil vor exista și niște răspunsuri din partea Guvernului României? Să le luăm pe rând. Haideți să le cunoaștem de la capăt. Da, să încercăm să le grupăm. Posibilitatea unui incident nuclear, n-a spune a unui atac, nu cred că cineva este așa de iresponsabil să utilizeze arme nucleare și mai degrabă discutăm despre un incident sau despre un accident. Da. Sigur că acolo una dintre măsuri este legată de administrarea comprimatelor de iod. Da. Dar comprimatele de iod nu sunt un remediu care să prevină orice efect, dacă vreți, a acestor radiații. Ele previn limitat radiațiile care sunt însoțite de eliminare sau de producere de iod radioactiv. Și se referă strict la glanda tiroidă. Noi am reușit, prin intermediul parteneriatului cu compania de stat antibiotice Iași și cu administrația rezervelor statului, să producem într-un timp foarte scurt 30 de milioane de comprimate de iod, care vor ajunge la direcțiile de sănătate publică. Și ulterior, după o campanie de informare, pentru că lucrul ăsta e foarte important, oamenii să știe ce este cu aceste pastile de iod, când se administrează, cât se administrează, care sunt riscurile și de ce nu trebuie să luăm în mod profilactic iod, decât dacă există o contaminare radioactivă însoțită de eliberare de iod radioactiv. Avem deja materiale realizate în acest sens și vom face o astfel de campanie. Iar distribuția iodului către populație trebuie făcută numai după ce populația este informată. Cine o face propriu-zis, domnul Iisus? Sunt 30 de milioane de pastile pe care cineva trebuie să le dea populației în 3 ore, înțeleg, de la anunțul unui eventual accident nuclear. Soluția nu este să le dai în caz de urgență, ci soluția pe care au aplicat-o și alte țări, nu cred că trebuie neapărat să învățăm, să inventăm noi roata, este să le dai înainte de orice fel de astfel de accident. Ele au o durată de valabilitate de 3-4 ani, de se pot fi păstrate, trebuie să informăm oamenii cum să le păstreze, unde să le păstreze, în locuri ferite de lumină, uscate și așa mai departe. Și încercăm să găsim o soluție încât de la direcțiile de sănătate publică, prin intermediul sau cu ajutorul prefecturilor și inspectoratelor județene pentru situații de urgență, și cred că trebuie să găsim o soluție și prin implicarea medicilor de familie, din punctul meu de vedere, să ajungă la fiecare familie un număr, de exemplu, 5-6 pastile de genul ăsta pentru fiecare familie, și cred că este important ca ele să fie însoțite și de pachetul de informații despre care am discutat. Domnul care nu trebuie neapărat să fie un flyer, putem să facem și un astfel de flyer. Important este să putem să comunicăm prin mass media încât oamenii să știe exact despre ce este vorba. Domnul doctor, hai să punem rău înainte, că suntem într-o perioadă în care toate care se întâmplă sunt numărele de nefericire, sau cel puțin pe astea le dezbatem noi la televizor. Până absurd, Doamne ferește, bat în lemn, bubuie mâine dimineață iară Cernobâlul sau oricare dintre centralele alea. Cu siguranță până mâine dimineață n-aveți o soluție. Ce face stat într-o situație de urgență? Nu am o soluție până mâine dimineață, nimeni nu are o astfel de soluție. Să știți că am discutat, am avut o întâlnire și chiar o discuție cu niște jurnaliști de la un post de radio din Japonia, care au venit să întrebe despre modul în care noi suntem organizați, și asta mi-au spus. Când a fost accidentul nuclear de la Fukushima, ei au fost depășiți de acest accident și nu au avut timpul necesar să distribuie pastilele. Sigur, suntem oarecum contratimp, dar noi ne facem treaba și încercăm într-un timp cât mai scurt să putem să facem această distribuție. Mai mult, cred că e important de înțeles faptul că aceste comprimate, care nu constituie, cum vă spuneam, un tratament care este util în orice fel de tip de incident sau accident nuclear, pot fi administrate oricând în intervalul de valabilitate al acestor comprimate,
dacă este cazul. Și atunci o să Care e vârsta, domnule, sau care e intervalul de vârstă pentru care se recomandă? Se recomandă persoanelor, în general, copiilor, femeilor gravide și persoanelor care nu depășesc vârsta de 40 de ani, posibil dat și la mai mult de 40 de ani, dacă sunt doze extrem de mari de radiații, ceea ce este puțin probabil să existe în cazul... în cazul unui incident, așa cum v-am spus eu puțin mai devreme. Nu sunt recomandările mele, sunt recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și a Comisiei de Endocrinologie a Ministerului Sănătății. Noi am făcut o cartografie a populației pe grupe de vârstă, pe județe, încât fiecare județ să primească o cantitate proporțională cu grupele de vârstă vulnerabile care trebuie să primească aceste comprimate. Hai să mergem la următorul punct pe ordinea de zi, cum ați propus dumneavoastră, să luăm pe rând și să mergem la, Doamne ferește, explozia unui combinat chimic aflat la distanță mică de România, că în ultima vreme se bombardează fără noimă și din ce în ce mai multe obiective industriale, mai ales cele din zona industriei chimice și petrochimice. Există, nu știu, remediu la povestea asta în cazul nostru sau stăm și ne rugăm la Doamne să nu... Remediu, din ceea ce știu eu, fără să fiu specialist în zona accidentelor chimice, este legat de minimalizarea expunerii pe de-o parte și de înlăturarea eventualelor substanțe chimice cu care intrăm în contact. Există, mă rog, instituții specializate în România în ceea ce privește acest tip de accidente chimice, de decontaminare chimică. Nu cred că vom ajunge în o astfel de situație și de obicei aceste accidente chimice, dacă se produc, nu se produc pe o suprafață foarte mare, de obicei rămân cantonate în zona de producere a incidentului. Sunt și altfel de situații, nu știu în ce măsură vă mai aduceți aminte, a fost undeva în Italia, la Seveso, cred că a fost un astfel de accident tragic care s-a soldat cu victime. Sper să nu ajungem într-o astfel de situație, dar vă dați seama că nu există o soluție perfectă care să poată să prevină consecințele unei astfel de situații. Din nou, repet, sper să nu se întâmple. În ceea ce privește accidentele biologice, aici sunt mai mult pe terenul meu de... Păi aici vreau să ajungem. Că, da. Și unii și alții se acuză, domnule ministru, că sunt gata să pregătească arma biologică și să o și pună în aplicare, evident, în detrimentul umanității. Pe teritoriul noastră fiind, ce Dumnezeu facem? Bun, la butonul roșu am înțeles. Pa, la revedere, mergem pe fericitele plaiuri ale vânătorii toți în grup. Dar la asta, cu arma biologică, ce facem? Arma biologică poate fi utilizată în două moduri. Este vorba despre atacuri care sunt punctuale, nu sunt de largă extindere, vorba de bioterorism, sau discutăm despre război biologic, ceea ce este cu totul altceva, pentru că se utilizează cantități mari de germeni sau de toxine microbiene care sunt lansate în teritoriul considerat dinamic. Aceste agenți biologici însă afectează în egală măsură nu numai o populație care este expusă, ci și pe cei care generează aceste accidente biologice. În momentul de față, știți bine că în Ucraina sunt desfășurate numeroase trupe ale Rusiei, deci ele nu sunt ferite de un astfel de agent biologic. Cred că sunt cel puțin în zona asta de arme biologice, cred că sunt foarte multe speculații. Pot să vă spun câteva dintre agenții care sunt utilizați, fie că discutăm de virusuri care produc febre hemoragice, să spunem tip Ebola, nu neapărat Ebola. Putem discuta despre antrax, ăsta a fost cunoscut în anul 2001, da, când după atacurile de la New York a fost utilizat, dar pe scară restrânsă, discutam atunci de bioterorism, sau diverse toxine bacteriene. Este greu să anticipezi un răspuns pentru că varietatea agenților biologici este mare, dar, repet, opinia mea este că o astfel de alternativă este exclusă încât să afecteze vreun fel populația României. Nu cred în așa ceva, pentru că ea implicit utilizarea unui astfel de agent duce și la vulnerabilizarea
populație sau celor care pun în circulație așa ceva. Dumneavoastră vi se pare că mai există vreo urmă de rațiune în războiul ăsta ca să se gândească cineva la proprii oșteni și la proprii cetățeni? Nu știu ce să vă spun, domnul Ciutacu, mie mi se pare absolut stupid războiul acesta, pentru că el nu a fost sau nu a fost generat de niște argumente care să stea în picioare. Sunt foarte multe informații false care stau la baza comunicării în zona celor care au declanșat acest război, respectiv a Rusiei. Mi se pare absolut incredibil că în secolul 21, în mijlocul Europei, într-un fel, asistăm la atâta barbarie. Este o situație pe care mi-e greu să o înțeleg. Compasiunea pe care o avem noi față de ucrainieni, cred că este dublă într-un fel, față de niște oameni care și-au pierdut probabil bunurile sau apropiații pe de-o parte, dar și pentru faptul că țara lor trece prin ceva care e greu de imaginat în secolul 21 în Europa. Mulțumesc mult, domnule doctor, pentru disponibilitate. O seară bună, vă urez. Breaking news. Președintele Statelor Unite Joe Biden șochează cu o declarație uluitoare. Lumea se află în pragul începerii unei noi ordini mondiale, care va fi condusă evident de America, spune liderul de la Casa Albă. Haideți să-l ascultăm. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every three or four generations. As one of them, as the one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people died, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. Domnul avocat Piperea, ce a vrut să spună autorul propoziția cu pricină? Vă vorbește conspiraționistul numărul 1 la nivelul lui septembrie 2020, da, din România. În consecință, putem să facem câte glume vrem pe seama așa zișilor conspiraționiști, doar că din păcate, pentru lumea în care trăim și mai ales pentru cei care vin după noi, aproape toate conspirațiile, mă rog, cele cu privire la pandemie, toate, 100%, au prins realitate, da, au devenit realitate, așa este. Când lumea spune că se pregătește cu ocazia acestui tip de crize, cum a fost pandemia, cum este din nefericire acest război planificat, dorit de atât de multă lume ca o soluție pentru resetarea lumii. Deci când se văd aceste lucruri și se spune de către oamenii normali, obișnuiți, că este o conspirație, singura modalitate în care se înlătură această suspiciune ar trebui să fie să se demonstreze în permanență că nu e vorba despre conspirație. După câte observați însă, oameni ca domnul Biden, care a uitat că este soțul primei doamne. Nu știu dacă ați observat am văzut, o altă declarație am și difuzat momentul memorabil pe post. Deci când domnul Biden se scapă cu astfel de formule, denotă acest lucru că discuția este mult mai amplă și că în cercurile mai mult sau mai puțin confidențiale ale lor, ale acestei elite automandatate, cam nevotate de nimeni, se discută în acești termeni. Noua ordine mondială, marea resetare și așa mai departe. Dumneavoastră chiar credeți că la asta s-a scăpat? Că mie mi se pare că era chiar un discurs oficial care bănuiesc că a trecut în foarte multe mâini de consilieri, inclusiv de presă și de politică. În ambele variante este grav. Dacă a fost un discurs oficial, înseamnă că Statele Unite și a luat în momentul de față un rol mult mai grav decât pe cel pe care l-a avut până acum de jandarm mondial. Și pe care și l-a asumat public. Și a luat rolul de conducător al acestei acțiuni, da, care înseamnă noua ordine mondială. Vedeți, și la omenire cumva, nu?
făcea o comparație cu noua, cu ordinea liberală, despre care probabil că se gândește că a apus. Și când compar ordinea liberală clasică, aia democratică, cu altceva, cu o nouă ordine mondială, această nouă ordine mondială nu poate să fie decât ceva totalitarist. Păi, așa mi se un sistem totalitarist global pe care, iată, și cum să spun, urmează să fie condus de către Statele Unite ca singură superputere, dar, pe de altă parte, eu cred că atunci când faci astfel de afirmații, cred că ești într-o fază cam către sfârșit de imperiu și de epocă. Adică, cred că din momentul în care Vestul a blocat rezervele valutare ale Rusiei. Nu știu dacă este justificat sau nu, nu știu dacă va avea vreun efect sau nu împotriva lui Putin. Nu știu care în ce măsură e legal, dar pare că legalitatea e ultimul lucru care mă interesează pe cineva. Nu, o secundă, să vedeți ce vreau să vă spun. În momentul în care Vestul a blocat rezervele valutare ale unei țări, care erau destul de mari, sistemul financiar mondial, care se bazează pe dolar în proporție de 70% și pe euro în proporție de 30%, a luat sfârșit. Cu ce va fi înlocuit? Nu știu, poate cu un sistem bazat pe yen. Va fi înlocuit cu un sistem care va fi mai bun decât cel de astăzi? Nu știu, probabil că nu. Dar este clar că ceea ce crede domnul Biden și ceea ce cred consilierii din jurul lui, că Statele Unite vor fi liderul acestei acțiuni de tip nouă ordine mondială, este în contradicție totală cu realitatea, pentru că se creează, pe zi ce trece, o nouă cortină de fier, o nouă ordine mondială, dar alta, aia pe care, de fapt, ți-o lasă în urmă un război. Domnul Dobrițoiu, știm cu toții, din puținele cărți pe care le-am citit, că în general când omenirea e foarte încordată, există o supapă și un debușeu, se numește război. În urma războiului începe foarte multă lume să prospere, cu excepția nefericiților ăia care sunt victime ale războiului. Toată lumea se apucă de reconstruit. În timpul războiului funcționează de minune industria de armament. După război funcționează de minune industria de construcții, asfaltul și așa mai departe. Dar, de regulă, un reset presupune că revii la starea inițială. Resetarea asta sau noua ordine mondială nu are cum să revină la starea inițială sau să aducă omenirea la starea inițială decât dacă ne transformă în maimuțoi care abia încep să se învășmânteze. De bine de rău, omenirea asta va exista într-o formă sau în alta. E drept hidoasă în cele mai mari părți ale ei. Cum ar trebui să arate asta? Că vorbea domnul Piperea de instaurarea unui nou tip de totalitarism. Iertați-mă, abia terminarăm acum 32 de ani cu tipul de totalitarism cu care ne-am obișnuit mai bine de jumătate de secol în partea asta de Europa în care trăim cu toții. Există un totalitarism de bine ăsta pe care vor să-l instituie americanii? Domnule Ciutacu, asistăm de mult timp încoace, cel puțin de vreo 10 ani, la căderea, la prăbușirea doctrinelor politice. Socialdemocrația și-a dat, sau mare puțin și-și de Obșescu sfârșit, în patria socialdemocrației, liberalismul suferă din toate punctele de vedere în patria celor care au lansat liberalismul. Iar el este altoit cu fel și fel de noi teorii, progresism, neomarxism, dar care, în esență, nu, teoriile acestea nu aduc niște idei grandioase privind modul în care se așeze societatea, dialogul la nivel internațional, care trebuie să fie arhitectura internațională. Deci, ne ducem către o zonă, aș spune eu mai mult, o zonă pragmatică, unde banul dictează și dacă nu faci ce spune cel cu bani, ai o problemă majoră. Lucrurile acestea, apropo de marea resetare și de mesajul care l-a dat președintele Biden, ele au fost, temele acestea au fost angajate în discuții de oameni serioși, oameni, niște analiști cu reputație. Și aici aș vrea să dau exemplu și profesorului Graham Allison de la Harvard, care de ani de zile spune, domne, atenție să nu repetăm în istorie, să nu readucem în actualitate greșelile istoriei, adică și vi se pare că nu o facem? Capcana lui Tucidide. Și despre ce spune omul? Că întotdeauna o putere în ascensiune
va fi contrată dur de puterea dominantă. De o motive simple, să nu ia locul. Normal. E, la ora actuală suntem și trebuie să acceptăm acest lucru, că trăim epoca sfârșitului erei unipolare, când puterea mondială era asigurată de pe o singură parte a globului. Iar acest lucru, reacțiile la față de acest lucru, s-au resimțit încă de pe timpul președinției lui Obama, când atenția lui de securitate s-a concentrat de-a lungul Pacificului de Sud. Deci pentru contracararea Chinei. Că aici este problema. La ce asistăm acum? Statele Unite a rămas într-o poziție dominantă, dar se ridică alte două puteri regionale și noi le spunem regionale ca să fim corect din punct de vedere politic. Mă refer la China și Rusia. Ați observat un lucru, că dincolo de războiul acesta din Ucraina, rușii s-au retras de la tratativele de pace cu Japonia, da, care la rândul ei, dincolo de motivele aruncate pe piață, face parte dintr-un parteneriat mai extins în zona Pacificului, condus de către Statele Unite. Și mă refer aici, alături de Japonia și Statele Unite, la Australia, Noua Zeelandă. E, pe partea cealaltă, ceilalți doi mari au angajat și angajează discuții pentru a convinge India. Și vorbim aici de, cu alte cuvinte, la ora actuală, și e o chestie absolut recunoscută, polul sau greutatea economică, economiei mondiale s-a mutat în Pacific. Că ne place, că nu ne place. China este una dintre puterile, dacă nu prima, măcar a doua. India este o putere economică colosală. Japonia e tot acolo. Vorbim de putere economice care deja asigură o anumită dominație a pieții. La ora actuală, aceștia, închei foarte repede spunând următorul lucru. Trecerea de la unipolarism la multipolarism se va rezolva prin conflicte. Întotdeauna, domnule Ciutacu, mi se pare că tocmai se desfășoară unul. Conflicte regionale. Întotdeauna este mai ușor să împarți la doi decât la 3, 4 sau 5. Și în final doresc să spun că este momentul cel mai neprielnic din istoria civilizației umane. Pentru că și de o parte și de alta sunt încărcători nucleare puternice. E. Și, atenție, un om mai deștept, mult mai deștept decât mine, când a fost lansată doctrina asigurării distrugerii reciproce prin armele nucleare dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite, a spus un lucru. Că omenirea trebuie... E un joc de cuvinte fascinant în limba engleză. Omenirea trebuie să facă orice să oprească cursa înarmărilor, altfel cursa înarmărilor va opri civilizația umană. Breaking news. Și fiindcă tot vorbeam despre președintele Statelor Unite, Joe Biden, acesta va participa la summitul extraordinar NATO pentru a discuta împreună cu cei mai importanți lideri ai Europei despre invazia Ucrainei de către Rusia sau din partea Rusiei. Gen Navatkovici, care va participa la acest eveniment planetar, vine cu mai multe detalii. Bună seara, Gianina! Bun găsit! Zilele următoare va avea loc o reuniune extraordinară a NATO. Este vorba despre un summit extrem de important, în condițiile în care se va discuta acolo o propunere care ar putea declanșa un al treilea război mondial, pentru că se discută despre o propunere a Poloniei foarte importantă referitor la o misiune de menținere a păcii în Ucraina, iar asta ar implica ca mai multe trupe și mii de militari să ajungă în Ucraina și în acest context, NATO să fie direct implicată în acest conflict dintre Rusia și Ucraina. Există mari temeri cu privire la o astfel de propunere. Am văzut și reacțiile liderilor, inclusiv liderilor NATO. L-am auzit pe secretarul general adjunct vorbind despre această propunere ca fiind nevoie să fie analizată cu foarte mare atenție, pentru că din dorința de a face bine am putea să amplificăm
conflictul la nivel internațional. Trebuie discutate toate aceste aspecte și acest summit este cu atât mai important cu cât va fi prezent acolo Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii. Vine pentru prima dată în Europa, este un semnal foarte important pe care îl dă în acest context, un semnal de susținere din partea Statelor Unite ale Americii și pentru toate statele membre NATO. Dar vor fi discuții referitor la modul în care această alianță ar trebui să se poziționeze pe mai departe în acest conflict. Președintele Klaus Iohannis va fi prezent acolo, dar și noi vom fi prezenți acolo, pentru că vom merge la Bruxelles și vă vom transmite oră de oră tot ceea ce se întâmplă acolo, toate informațiile actualizate, vom vedea liderii care vor ajunge acolo, cum decurg discuțiile și toate informațiile le veți afla aici la România TV. Mulțumesc mult, Janina, succes și așteptăm corespondențele tale oră de oră, cum ne-ai promis. Domnule Cazacu, nu e cam mult într-un conflict în care NATO teoretic nu se implică, respectându-și statutul de alianță de tip defensiv, ca același NATO să facă o forță de menținere a păcii care să-și bage nasul în Ucraina, ceea ce are echivalat practic cu o declarație de război, chiar dacă nu formală, adresată Rusiei? Deci, vreau să spun și eu câteva cuvinte. Vă rog. Nu. Lumea se conduce prin crearea de crize. Da. Acum avem, și prin rezolvarea ulterioară a lor. Acum avem acest război, așa, în realitate, între cele trei sisteme. Rusia, pe care le-a mintea domnul Jean Dobițoiu, Rusia, China și Statele Unite. Eu lângă Statele Unite aș pune și Europa. Acum NATO vrea, nu vrea, trebuie să ia măsuri. Eu am spus și am fost dezamăgit că nu s-au găsit soluții ca să nu moară oameni și mai ales civili. Un război clasic, normal, era normal, sau ceea ce dorea Putin să pună în practică, putea să facă prin realizarea pe căi democratice de atâția ani de când este a unui președinte pro-rus cu care putea să lucreze și să mai pună în încă 3-4 țări europene președinți pro-ruși și să-și pună în practică ideile de a face un mare imperiu. Nu știu cât de democratică. Acum apare o problemă. Eu atât vreau să vă spun. Și lumea evoluează. Lumea este ceva fantastic. Deci, în luna mai va avea loc o expoziție în România, o expoziție militară organizată de firma americană. Primii 20 de producători și negustori de arme, comerciali de arme, vor veni în România. Mai puțin două firme chinezești, două firme rusești care se află în acest. Stimați domni, până acum 7-8 ani, China nu era în primii, nici în primii 10 și era undeva pe la sfârșitul celor 20. Acum sunt pe locul 6, 7, 8, imediat după americani. China a evoluat, numai că China are o economie care nu se bazează numai pe industria de apărare, cum se bazează economia americană. Ce s-a întâmplat cu președintele Trump? Când a vrut pace, a fost dat jos. Gluma-i glumă, dar ăsta e adevărul, trebuie să vorbim adevărul. America se bazează pe producția de armament și așa mai departe. Noi trebuie să transformăm acest război în oportunitate. Trebuie să transformăm achiziția de armament în relansarea industriei de apărare. Și momentan, industria de apărare împreună cu o orizontală industrială trebuie să relansăm industria românească. Domnule Cazacu, momentan ne ocupăm cu cauzele umanitare și cu asistența socială. Da, dar nu trebuie să... Dacă nu ne vom afla la masa tratativelor și măsurile trebuie luate de acum, de când se duce domnul președinte la Bruxelles, cine nu e la masa tratativelor este în meniu. Așa între ghilimele. Trebuie să ia măsuri, dacă nu vorbești, nu te bagă nimeni în seamă. E și asta un adevăr, Răzvan? Că noi am fost aici la întretăierea intereselor. Păi, Putin, vrem, nu vrem, suntem o oază de latinitate, dar Putin ne va toca, ne va călca în picioare. Pentru că vrem, nu vrem, nu trebuie să vină să ne cucerească. Trebuie să ne distrugă economic. Da, este foarte important. Mi se pare că nouă ne iese și pe cont propriu. Nu cred că avem nevoie neapărat de Putin să ne distrugem economic. Răzvan Savaliuc,
Își poate, bine, la ora asta oricine își poate permite orice aproximativ. Dar te întreb strict în punct de vedere juridic. Nu se bagă NATO în război, dar face o trupă mai mică de menținerea păcii formată tot din militar NATO care se bagă în război. Păi că are rezoluția păcii... Consiliului de Securitate deci, ONU, iartă-mă, eu, Răzvan. Eu plec de la o declarație de a lui Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite, care a spus că viitorul va aparține patrioților. Referindu-se atunci la tot curentul ăsta globalist care vine dinspre americani și a cotropit o mare parte din Europa. Bun. Vorbind acum de răsturnarea economiilor lumii, China tinde să, cu ianul să devină moneda principală în lume, păi ceea ce înseamnă prăbușirea economiei americane. Zici ce facem cu războiul până să prăbușească americanii. Americanii nu vezi că n-au vrut să facă niciun fel de pace cu Rusia? Parcă și-au dorit acest război și acum toate statele europene, puțin globalizate așa, vor să cumpere armament masiv de la americani. Ăsta e jocul, dar noi trebuie să ne păstrăm neutri, fără să ne lansăm în conflicte cu Rusia. Că n-ai voie să te păstrezi neutru, că dacă ești cu NATO, ești cu NATO, dacă ești în afară NATO, ești. Nu, putem avea poziția noastră proprie și inteligentă în interiorul NATO și în favoarea intereselor noastre. Noi nu ne putem băga în războiul unor puteri atât de mari, care urmăresc fiecare ceva foarte pragmatic. Supremație, putere, și inclusiv economică, inclusiv politică. Îmi gătuiți doar 10 mai puțin secunde. Deci NATO, în primul rând, NATO nu poate să ia o decizie decât prin consens. Da. Și se pare că deja unii lideri ai statelor membre NATO s-au opus acestei idei. Cum ar fi domnul Orban? Atunci nu ai consens, la revedere. Nici nemții nu par foarte entuziaști. Continuăm dezbaterea, domnul Dobrițoiu, după o extrem de scurtă pauză, când vom reveni extrem de spectaculos și abordăm un subiect greu, domnule și domnule, scandalul simulării penei de curent în România. Îl vom suna din nou în direct, să trăiți, domnul ministru Raed Arafat. Așteptăm ca acesta să și răspundă la telefon pentru a da niște răspunsuri, nu nouă, domnule și domnule, populației României. Pentru că domnul Arafat trebuie să facă acest exercițiu la un moment dat. Este în situația în care un demnitar al statului român, un alt demnitar al statului român, numit Raed Arafat, târăște întreg guvernul României și statul român pe care îl reprezintă într-o uriașă minciună. Veți afla în această seară de ce s-a enervat Raed Arafat și a atacat, doamnelor și domnilor, proliferând niște jigniri și niște neadevăruri, ca să fiu extrem, extrem de elegant. Ce ascunde Raed Arafat despre simularea penei de curent și care sunt mesajele din telefonul comandantului operațiunii, veți vedea în doar câteva momente, când vă vom prezenta în direct și dovada manipulării. Veți vedea și avertismentul Austriei despre pana majoră de curent de care se teme toată Europa și pe care Austria are puterea să-și o asume și mai mult decât atât să facă lucruri. Lucruri pe care le face și statul român, numai că nu le recunoaște. Rămâneți, merită.